nouă ediție a Salonului Nautic Internațional București și a deschis porțile zilele acestea la Roma Aerobăneasa. Este o expoziție dedicată tuturor felurilor de ambarcațiuni. Vă invit însă acum să mă însoțiți în standurile expozanților pentru a vedea care este oferta în materie de ambarcațiuni dedicate pescuitului. La salonul de ambarcațiuni am găsit și un caiac destinat pescuitului, plăcerii noastre comune, și o să vă rog să mergem la expert să-l întrebăm cam care-i treaba cu genul ăsta de caiac. Salut, Cătălin! Salut, bună ziua! Suntem bucuroși că am adus pentru prima dată în România modelul acesta. Este produs în Noua Zeelandă, Feel Free Lure 13,5. Este cel mai mare din familia lui. Eu m-am dat anul trecut cu unul de 11,5. Da, modelul intermediar. Vreau ce să are ăsta în plus? În primul rând, lungimea mai mare îi oferă o viteză pe apă mult în plus față de modelul 11,5. Aici avem că orice pescar trebuie să aibă un cooler, să aibă un compartiment în care să ține berea rece sau, de ce nu, captura. Mai bine sandwich-ul, fără bere sau suc. Ok, bere la sucul. Așa. Băutura răcoritoare. Caiacul acesta poate să fie accesorizat cu foarte, foarte multe instrumente special pentru pescuit. Aici, de exemplu, avem compartimentul special pentru fish finder sau pentru sonar. Da. Exact, care senzorul poate fi pus în apă, se poate îndepărta, inclusiv capacul se poate scoate, astfel încât să ai acces cu fish finder-ul direct în apă. Unibar este un sistem care îți permite să prinzi un fish finder direct pe unibar, suport de lansetă, pur și simplu o cameră GoPro, exact, GoPro. Orice cameră pentru a-ți filma capturile. Cârlige speciale pentru nadă artificială, să-ți fie ușor, astfel încât să alegi nada potrivită nevoilor tale. Foarte interesant la acest caiac este scaunul. După cum vedeți, acum scaunul este așezat într-o poziție înaltă, îți dă tot confortul necesar să stai multe ore pe apă și să te bucuri de un pescuit de calitate. Și în momentul în care vâzlești, scaunul poate fi coborât la nivelul caiacului, astfel încât ai stabilitate maximă. Vreau să vă spun că eu personal am probat acest caiac. Multă lume se întreabă de stabilitate. Fiind așezat în lateral, eu n-am reușit să răstorn caiacul. Deci oricine, fără nicio experiență în sportul acesta, poate să stea în caiac să pescuiască din picioare. În spate, după cum vedeți, aveți suficient loc pentru a vă depozita o cutie de pescuit în care să țineți toate momelile, suport de lansetă, suport pentru rucsac, aveți suport pentru sticle sau ce doriți dumneavoastră să folosiți. Este, din punctul meu de vedere, este mașina perfectă de pescuit. Poți să-i atașezi și motor electric. Și motor electric, sigur că da, inclusiv cârmă. Poți să-l accesorizezi, eu zic că limita este imaginația ta. Poți să accesorizezi caiacul ăsta așa cum vrei tu și să găsești tot ce ai nevoie pe el. Pe unde ați pescuit cu el? Unde-i vezi aplicațiile, să zic? În foarte multe locuri, pornind de la lacuri. Gândiți-vă, fiind făcut în Noua Zeelandă, caiacul ăsta este gândit să fie utilizat pe valuri pe ocean. Deci profilul caiacului este gândit să reziste foarte bine la valuri. Deci multă lume ne întreabă, dar pe Dunăre, dacă trece o barcă pe lângă noi, nu ne răstoarnă? Și pot să spun cu toată sinceritatea, nu vă răstoarnă. Gândiți-vă condițiile de pescuit pe ocean, acolo valurile sunt mult mai mari și mult mai agresive decât ceea ce găsim la noi. Deci, Dunărea, delta Dunării, lacurile, râurile ușoare de munte care vă oferă posibilitatea să pescuiți la răpitor, caiacul se poate folosi fără nicio problemă. Da, și e bine că se dezvoltă. Știi că e și un mod ăsta, să zic, eco, așa, de a pescui. Mă, în fine, nu poluezi, n-ai motor termic, n-ai... Gândiți-vă că este un pescuit în liniște. Adică intri pe orice canal cu el, ai posibilitatea să vezi fauna reală, să vezi păsările, nu sperii fauna și din punct de vedere al plăcerii, pescuitul din caiac oferă cea mai mare plăcere, cea mai mare plăcere. Practic ești activ, ești una cu apa. Este cu totul altceva. Când prinzi un pește mare și te bați cu peștele ăsta, altfel se simte din caiac în comparație cu o barcă mare. Super, să sperăm că prezențe de astea, să le zic, inedite, așa, pe apă, o să fie din ce în ce mai des. Vreau să zic că de anul trecut, de când am început să vindem caiacele astea, deja s-a născut o comunitate și
prima ieșire comună va fi în luna mai acestui an, în care să fim și noi prezenți. Da, sperăm la minim 20 de caiace pe apă în delta Dunării și cred că o să fie o mare, mare distracție. Bine, mersi mult. Eu vă mulțumesc și vă mai așteptăm. O altă embarcațiune dedicată pescuitului am găsit în standul Sicor și l-am invitat pe domnul Lazar, inginerul care a proiectat această minunăție, să ne spună câteva cuvinte despre ea. Domnule Lazar, am văzut că deja a stărit destul de mare interes. Da, se pare că prezintă interes barca. Asta e un prototip. E prototip, e o barcă de pescuit, făcută special, gândită special pentru pescuit. Lungimea de 5,20 m, lățimea 1,90 m. Ce pescaj are? Sau cum e? Cam în jur de 40 de centimetri. Motorizat cu până la 75 de cai putere. Cred că e foarte bună pe Dunăre, nu? E bună pe Dunăre, merge și pe mare, că arena e și pentru mare, dar am gândit-o pentru Dunăre, delta, lacuri, râuri. Am înțeles. Ce variante de echipare? Am văzut că asta e echipată destul de bine, în sensul că are scaune dedicate special pescuitului. Deci, barca fiind pentru pescuit, omologată pentru 5 persoane, dar noi am gândit-o pentru 3-4 persoane care ies la pescuit, 2 pescari pasionați și restul ajutoare sau așa. Am prevăzut 2 scaune de pescuit, locașul central unde pot să stea copiii sau așa, pupitru e într-o parte, deci se conduce, conducătorul stă în partea stângă, celălalt pescar stă în partea dreaptă cum ar veni, și în față încă 2 locuri pentru alte persoane. Da, e... am văzut că are tot felul de compartimente cu diferite toată, utilități. Toată partea, în afară de partea centrală, unde se, unde se conduce barca, în rest, prova și pupa e compartimentat. Pornind de la compartimentul de ancoră în prova, e compartiment etaj, are un bazin pentru momeală vie, prevăzută cu o pompă de circulație apei care face și intră aerul în apă. Așa, 2 compartimente separate mari cu lungimea de 1,5 m în prova, 2 compartimente în pupa. Aici sunt scaune și înăuntru sunt alte compartimente. Deci ăsta e compartimentul pentru ce are conducătorul, documente, telefon, așa. În mijloc e un compartiment în care am prevăzut un... deci poate fi ori pentru pește, deci se pune gheață și pui peștele pe scrisul, sau o ladă frigorifică în care fiecare pune ce... da, răcoritoare, apă. În partea cealaltă, celălalt compartiment, e bateria de la motorul. Mai avem o baterie în prova, în compartimentul acela, pentru motorul electric din prova. De, mă rog, un motor electric care se folosește în timpul pescuitului. Motorul mare încarcă amândouă bateriile. Deci are un comutator cu o baterie, bateria din pupa a motorului, bateria din prova a celui electric sau, în paralel, încarcă amândouă bateriile. Deci nu rămâi niciodată fără curent. La standul Nautic Life găsim o altă barcă destinată pescuitului, o prezență des întâlnită, în special pe apele din delta Dunării. O să urcăm în barcă și o să rog pe doamna Ionela să ne dea câteva detalii despre barcă. Bărci ideale pentru pescuit, în special în delta Dunării, datorită pescajului foarte mic, 18 cm în acest caz. Aș putea spune că... ce lungime are asta? 4 metri și ceva, 4 și 10. Cu ce dotări vine? Sau cum e? Ce variante avem? Ce modelul respectiv are inclusiv fernele pentru scaunele din spate. Avem volanul, așa cum ați văzut. Ele pot veni echipate cu prerig pentru motor. Să-mi permite să intru un pic aici. Vă rog. Rata de marș și de staționare face parte din dotările modelului existent.
închiderea pentru partea din față. Așa, are un plastic. Da, se închide protecție, perfect. Așa. Inclusiv partea și de jos. Are, da, partea care stat așa. Sunt ideale pentru vreme rece. Foarte bine se comportă pe apele înghețate, pe ape cu foarte puțin adânci. Sunt bărcile adevărate pentru pescuit. Cam ce capacitate maximă la motorizare? La motorizare. 40 de cai este capacitatea maximă. Asta în cazul modelului M. Da. Dar în cazul L-ului 50 de cai. Și ce variante mai sunt? ML, mai aveți? Există de la SCC, este cel mai mic model al lui Booster, care este efectiv barca fără consolă, dar pe care o putem îmbunătăți cu consolă. Deci Booster ne dă clientului să ne dă posibilitatea să ne configurăm barca astfel încât din cea mai mică barcă putem să o dotăm cât putem noi după buget. O gamă extrem de variată de motoare și embarcațiuni găsim în standul American Nautics. Pe noi, evident că ne interesează embarcațiunile de pescuit și atunci am să merg la domnul Rotundu și am să-l întreb dacă ar fi să plec mâine sau peste o săptămână la pescuit. Ce mi-ați recomandat dumneavoastră de aici din stand? Vă recomand Linderul 445 Max, care este o barcă specializată pentru pescuit. Am înțeles. O barcă de aluminiu. Barcă de aluminiu, care are 4,50 m lungime, 1,75 m lățime. Da. Draftul, adică pescajul, este de 22 de cm, în așa fel încât ne asigură, eu știu, deplasare și pe ape mici, bineînțeles. Tabla din care este făcută este de 1,8 grosime. Ceea ce e confort, o rigiditate foarte bună. Ce variante de echipare are? Varianta aceasta, în echiparea standard, este cu un motor de 30 de cai, cu care injecție. Capacitatea maximă? Maximă e 30 de cai. Ea are spații de depozitare aici pe mijloc pentru rezervorul de combustibil. Pentru acte sau mici bagaje aici sub consolă. Iar sub bancheta din spate este spațiul pentru acumulatorul motorului și cu un contact general pentru întreruperea curentului. La fel este dotată cu pompă santină, cu poziție de automat și manual, în sensul în care dacă barca ia apă și plutitorul simte apa în barcă, începe să scoată apa singură, deci se cuplează. Comandă de la distanță cu volan, un parbriz de protecție în cazul în care e curent sau vânt sau nu știu ce. Ea are în echiparea opțională o închidere de la bancheta din mijloc până în spate, o închidere completă, în așa fel încât cei care stau aici în spate sunt feriți de apă, de ploaie, de curent și așa mai departe. În partea din față... Aici mai avem un accesoriu, dacă vrem... ca și aici în față să avem un spațiu de depozitare, pentru că bancheta asta nu are spațiu de depozitare, se poate scoate platforma de aici, se montează cealaltă și ne oferă totuși un spațiu de depozitare pentru partea din fața embarcațiunii. Da, și în plus, e suficient de rigid? E absolut, absolut, absolut. Poți să calci pe ea fără probleme, nu se întâmplă absolut nimic. Acestea au fost numai câteva din embarcațiunile dedicate pescuitului. Pe celelalte vă invit la salon să le vedeți și să aflați mult mai multe detalii. Până atunci, vă dau întâlnire la următoarea ediție a salonului. La revedere!